să începem testul. Deci 4 ce avem aici, 3 ce avem aici. Exact. Observăm progress bar-ul pe 4G. Suntem deja la jumătate, în timp ce 3G-ul merge ceva mai încet. Apropo, nici pe 3G nu este o viteză mică, însă 4G-ul, RD-ul este impresionant. A fost un fișier de aproximativ 60 de megabytes pe care l-am încărcat în aproximativ 20 de secunde. Puteți să calculați viteza foarte ușor, dar este o viteză de peste 20 de megabits pe secundă. Iar ultimul moment pe care vi l-am pregătit este cel de video streaming, care ne face plăcere să vă arătăm un film legat de Formula 1, un sport de care Vodafone nu este străin, fiind existând de tipa Vodafone legală, după cum probabil greșiți cu toții, și să vedem aici ce urmărim, de fapt, să arătăm. Fiind vorba de Vodafone, în continuare, este vorba de calitate, calitatea excepțională a filmului, care de acum înainte va putea fi urmărită peste rețeaua 4G Vodafone România. Este într-adevăr un filmuleț de la Formula 1 de anul ăsta, de la Monza, din Italia. The real quality of the video
which is an HD, full HD real-time played from YouTube. Bun. Acum aș vrea să vă... aș vrea să vă spun că imediat după eveniment veți putea testa 4G, laptopurile pe care le vedeți acum pe mese nu au niciun fel de buse de mod demataşat, dar vor apărea de îndată ce terminăm evenimentul, așa că vă invităm să mergeți să încercați noua tehnologie. And now I would like to invite you to join us for